Ni se spune că fericirea e un drept fundamental pe care îl avem. Cu alte cuvinte, avem voie să fim fericiți. Când deschid Cuvântul lui Dumnezeu, acolo unde l-am lăsat data trecută, găsesc următoarea rețetă pentru fericire. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Fericirile au o problemă din punctul nostru de vedere. Folosesc în mare parte termeni pe care nu-i mai știm. Spuneți-mi, vă rog, în vocabularul nostru modern, săptămâna asta, de câte ori ați folosit cuvântul blând sau blândețe? L-am folosit? Îmi dau seama că nu l-am folosit. Probabil că în rugăciune, da, zice sora Ani. Uite, eu trebuie să recunosc că nici în rugăciune nu l-am prea folosit. Adică sunt niște lucruri pe care cultura noastră le-a cam scos din circuit. Spre exemplu, în 2 Regi, capitolul 19 cu 12, spune că la intrarea peșterii, Ilie a auzit un susur blând și Subțire, cum, e su cum vă imaginați dumneavoastră susurul blând? Transpuneți-l, vă rog, în termeni muzicali. Poftiți? Lin. Mulțumesc. Lin, spuneți. sora. Blând. Lin. Dacă aș da ca și temă unui compozitor... Să-mi scrie o melodie blândă, credeți că m-ar înțelege? Poate că da. Dar dacă ar veni cu o piesă și el mi-ar explica, din punctul lui de vedere, este blândă și din punctul meu de vedere, nu e. Pentru că muzica astăzi este un limbaj care este extrem de subiectiv. O altă problemă acolo, la doi regi, la Ilie. Toată lumea a înțeles că Dumnezeu era prezent când a coborât foc din cer. Așa este? A fost un test care a împărțit lumea în două. A arătat clar care este Dumnezeul adevărat și a arătat foarte clar care nu este Dumnezeul adevărat. Și totuși, Dumnezeu zice, cu puțin mai târziu, probabil la o lună de zile, pentru că, în sfârșit, drumul până la muntele Domnului a fost de vreo lună de zile, deci cu vreo lună de zile mai târziu, zice, Domnul nu era în foc. Care a fost lecția? Pe muntele Sinai a fost, iertați-mă, pe muntele Carmel a fost, deci pe Sinai a fost, pe Carmel a fost, acum nu mai este. Care lecția? De ce cu ocazia aceasta susurul blând a creat un cadru deosebit în care să se manifestă Dumnezeu. Când biserica a fost blândă, secolul 1, biserica a fost persecutată. Așa este? Când biserica n-a mai fost blândă pentru că a devenit imperială după Anul 300, prin secolul 4-5, a devenit imperială, n-a mai fost blândă, ea a devenit persecutoare. Foarte provocator. Ce e mai convenabil să fii persecutat și să fii blând, sau să fii blând și astfel toată lumea să te persecute? Sau să vină o vreme când să mai pui și tu piciorul în prag, să mai baci și tu cu pumnul în masă, să te mai asculte și alții. Răspundeți dumneavoastră, sau răspundeți-mi dumneavoastră din punct de vedere creștin. N-au așteptat creștinii cu dor și cu drag să bate și ei cu pumnul în masă? Și n-au zis ei că ăsta e adevăratul creștinismul? Când au fost, persecu... Nu, când au fost creștinați barbarii, n-au putut să fie convinși cu retorică, cu apologie, cu apologetică, și au fost convinși cu un argument foarte ciudat. germanilor li s-a spus, zeii voștri sunt puternici, așa este? Și au zis, da. Și se mândreau cu ei. Și atunci creștinii care ajunseseră imperial la vremea aceea au zis: Dumnezeu nostru e mai puternic decât zeii voștri. Și dacă le-a spus că e mai puternic, i-a convins. Fiind doritori după putere, fiind doritori după glorie, imediat au trecut de la o credință la alta. Nu a fost problema. Încearcă însă să convingi pe un om um, să fie blând. Și ce veți obține? Dispreț. Dispreț. Nice face un proces serios creștinismului atunci când îl acuză de slăbiciune. Și acuză faptul că a învățat omul să devină slab, supus, mediocru, sclav, în loc să înveți omul să fie puternic, să fie fiara nemblânzită care luptă pentru supraviețuire. Din cauza asta a zis el, păgânismul va salva omenirea, pentru că creștinismul a îngenunchiat-o. Și de la Nice, societatea și cultura mea modernă a început serios să lupte împotriva lui Dumnezeu, pentru că e blând. Probabil din cauza asta uităm și nu mai înțelegem ce e blândețea. Nu se mai folosește și nu mai trebuie nimănui. E de-a dreptul provocator atunci când citesc în Filipen 4.5 să vă știe toată lumea, spune Apostolul Pavel, să vă cunoască toată lumea acum. Poftiți? să vă cunoască toată lumea blândețea. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Creștinismul nu trebuie cunoscut altfel decât așa. Blândețea voastră să o știe toți. Adică, ce să vă zic? Mă știe pe mine lumea de om blând? te știe lumea de om blând? Dar mai am o întrebare. Ți-ar place să te știe lumea de om blând? Nu cumva nici nu ne-ar mai place? Adică om blând înseamnă... Ce înseamnă azi om blând? Capitolul corespunzător din Cartea Cugetări pe Muntele Fericirilor, subtitlul Ferice de cei blânzi, spune că societatea de astăzi disprețuiește pe omul blând. Deci dacă îți spune cineva că ești blând, să te aștepți la următoarea categorie. Șezmă blând. Cunoașteți felul ăsta. Șez mă blând. Adică potolește. -te. Nu vezi că nu vezi că n-ai succes? Nu vezi că e degeaba? Nu spun lucrurile astea degeaba. Le spun cu gândul că trebuie să ne modificăm gândirea. Probabil că în seara asta ar trebui să înțelegem valoarea unei virtuți pierdute. Astăzi, noi nu mai considerăm această virtute ca fiind o virtute. Nu o mai folosim, nu mai identificăm, nu mai lucrăm cu ea. A devenit oarecum emblematică acea glumă care la un moment dat a fost doar o glumă, dar a devenit emblematică. Știți? îmi dau creștinismul jos 5 minute. Vă duceți aminte? Se glumea așa. 5 minute și vezi tu după aia. Adică îmi dau blândețea jos 5 minute și pe urmă, îți arăt eu ție cine sunt cu adevărat. Că eu cu adevărat sunt cine? Sunt opusul blândeții. Mi-aș dori să pot, la un moment dat, să rezolv lucrurile altfel decât cu blândețe. V-am întrebat la un moment dat dacă astăzi mai compune cineva muzică blândă. Ce ziceți, ați mai găsit mai apar piese de tipul susurului blând pe piață sau toată piața emoțională și estetică a fost ocupată de eroismul betovenian în care omul este erou În care omul vorbește cu tunetele de pe Sinai și coborând foc din cer, în care omul se ridică până nu mai are loc. Omul cântă, omul se afișează, omul, omul se expune pe sine, fără limite. În timp ce Duhul Sfânt spune că e un susur blând. Vedeți vreo șansă de compatibilitate? Vedeți vreo șansă ca omul care îi place să iasă așa în evidență, să audă vreodată susurul blând? E vreo șansă? Și spuneam că fericirile încep cu perspectiva aceasta a Duhului Sfânt, a omului duhovnicesc, a omului care este sărac și dorește după Duhul Sfânt, a omului care are nevoie să fie mângâiat de Duhul Sfânt. Și când să vine Duhul Sfânt și să aducă fericire și mângâiere, omul nu-l aude pentru că el. Nu aude susurul blând, nu e obișnuit cu susurul blând, nu-i place susurul blând. Sensibilitatea aceasta nu mai există. Omul s-a desensibilizat în vremea în care trăim. E normal să fac vreo aplicație între muzică și. Această desensibilizare e normal când platformele bisericilor sunt pline cu instrumente de percuție care coboară tunetul de pe Sinai, focul din cer, asurzitor. E indiciul puterii și al forței care pornește de aici și oferă oamenilor ideea că sunt puternici. În timp ce Duhul Sfânt șoptește. Și șoptește lui Ilie. După ce coboruse foc din cer. Și vorbește cu Ilie pentru că toată experiența lui Ilie arată că nu poți să cobori foc din cer dacă nu-ți șoptește Duhul Sfânt. Și chiar dacă ai coborât foc din cer ca să trăiești, ai nevoie de șoapta Duhului Sfânt, ca să reziști, ai nevoie de șoapta Duhului Sfânt, ca să faci lucrare, ai nevoie de această atingere suavă, blândă, mângâietoare a lui Dumnezeu. Când o găsești? Orele alea în care Duhul Sfânt șoptește, uneori sunt văzute de majoritatea creștinilor ca fiind neimportante. Nu vreau să spun pierdere de timp. Dar uitați-vă la noi și puneți în cântar unde mergeți mai ușor, la un moment de rugăciune sau la un moment de expunere, de predicare. Unde mergeți? Repet. Unde? La o predică bună sau la o rugăciune bună? Unde vă duceți? De ce așa? De ce nu alergăm după șoapta aceea blândă? Apropo, poate că a venit vremea să ne întrebăm. Haideți să vedem. Mai știm ce-i blândețea. Ce-i blândețea? Mă ajută cineva? Până acum am vorbit prin comparații, prin modele de înțelege. Auzi, susur blând. Bun, un susur. Seamănă. Poate că mă ajută să înțeleg. Dar până la urmă, ca să înțeleg și cu rațiunea, nu numai cu emoția. Ce-i blândețea? În cuvinte, ce-am putea spune? V-ați pus problema? E foarte greu de definit ce e omul bun, ce e omul blând, ce e omul milos. Sunt foarte greu de definit lucrurile astea, cel puțin pentru mine. Din cauza asta vă întreb, dumneavoastră ce înțelegeți prin blândețe? Liniștea sufletului. E pace? E și pace. Mulțumesc. Cine mă mai ajută? Răbdător. Potolit. Nu mă așteptam la definiția asta. Stai mă blând, adică potolește Potolit. Iertați-mă, dar când se vede un pot, dacă e potolit sau nepotolit? Poftiți? Nu, dar când, când îl, când îl vezi, dacă e potolit sau nu. Când e încercat, când e testat, mulțumesc, mă bucur mult că mă ajutați. Știți, viața e formată din câștiguri și din pierderi. Cam asta e. Câștigi sau pierzi. Și am definit blând, blândețea ca fiind atitudinea unui om față de. Exact. Față de pierdere. Când pierzi ceva. Poate că te manifesti într-un fel oarecare și când câștigi. Dar nu acolo e buba. Dacă vrei să vezi într-adevăr un om blând, de. Vreau să te întreb, ultima dată când ai pierdut, ți-aduce aminte? Ultima dată când ai pierdut ceva, gândește-te bine. Dacă te vedea cineva, erai blând? Sau nu? Și reluați-vă, rog blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Ce cunosc oamenii despre mine și despre tine în momentul în care Dumnezeu îngăduie ca eu să pierd, tu să pierzi? Ce cunosc oamenii? Fiecare copil are un ideal în tatăl lui. Sau în mama Mergeam pe Valea Jiului cu mașina. Tatăl meu obișnuia să se culce seara de vreme. Era somnul lui. Cum să vă spun, îl încerca greu. În seara aia mergeam pe Valea Jiului, seara, exact la ora lui de somn. Și l-a luat somn. Mașina a intrat într-un parapet și l-am auzit pe tata mașina mea Nu vă puteți imagina ce dezamăgit am fost. Era tata Țineam cu el. A fost un lucru minor. L-am putut înțelege. Facem greșeli mult mai mari decât atât. Cu toate acestea, și lucrul ăsta m-a dezamăgit pe mine ca copil. În momentul de criză, în momentul de criză mă așteptam ca tata să fie altfel. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Uh, nu contează. Domnul e aproape. Nu, ce nu contează? Poftiți? Nu contează cât pierzi. Așa este. Nu contează cât pierzi. Nu contează? De ce nu contează? Marele, marele câștig vine. Domnul e aproape. Lasă astea. Domnul e aproape. Mai este un lucru, fraților, îl amintesc așa în trecere. Zice că cei blânzi știu cum să se manifeste frumos în cazuri de pierdere. Ei pierd frumos. Și fericirea spune, cei blânzi vor câștiga tot pământul. Adică, vedeți ce paradoxie! Dacă știi să pierzi, vei câștiga tot. Nu-i pe dos? Spuneam și altă dată, avem impresia că binele, și asta e o, e o nenorocire, avem impresia că binele nu va câștiga. Avem impresia că răul va câștiga. Avem impresia că răul e mai puternic. Avem impresia că binele este slab. Și mergem pe schema lui Nice. Cum a avut curajul Tertulian să spună sângele martirilor sau creștinilor este o sămânță? Așa a zis, cosiți-ne, tăiați-ne ca iarba, sângele nostru e o sămânță. Adică, cu cât ne tăiați mai mult, cu atât răsărim mai mult. În ce consta blândețea lui? Într-un fel de a gândi. Unic. Adică, aparent pierdem, în realitate, se câștigă. Totul pornește în funcție de cum gândim, frații mei. Iar blândețea, noi am pierdut-o ca sens, tocmai datorită faptului că am pierdut un fel de a gândi. Avem impresia că noi rezolvăm problemele când am bătut cu pumnul în masă și în familie, și la serviciu, și în societate. Avem impresia că atunci am rezolvat problema, fără să știm că atunci am pierdut fără să știu că de fapt totul este în funcție de atitudinea pe care o iau în momentul acela. Nu ce am pierdut contează și nu ce am câștigat contează, ci atitudinea mea contează în momentul respectiv. Fii blând. Vei moșteni pământul. E așa de greu, uneori nu înțelegem. Știți, textul biblic care spune celui ce are, îi se va da? Și noi luăm textul acesta și îl aplicăm la viața noastră și din cauza asta ne, ne, e tare greu să pierdem. Pentru că avem impresia că pe pământul ăsta așa stau lucrurile. Celui ce are, îi se va da și celui ce n-are, îi se va lua și ce are. Da? Și este vorba aceea, știi? Greu la deal cu voi, cu boi slabi. Adică mie și ce am Și Dumnezeu vorbește de blândețe, Dumnezeu nu vorbește de ce ai sau de ce n-ai, de ce ai sau de ce ți se va lua. Aici textul vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, poți să-ți aduni? Să-ți reflecte atitudinea împărăția lui Dumnezeu, nu pământul acesta. Asta ar fi trebuit să fie imaginea noastră. În capitolul Cugetări pe Muntele Fericilor am găsit această idee extraordinară despre Domnul Isus Hristos. Nici o furtună de mânie omenească sau satanică nu era în stare să tulbure liniștea acelei desăvârșite comuniuni cu Dumnezeu. Asta e blândețea. Comuniune desăvârșită cu Dumnezeu. Aici zice liniștea acestei comunii. De acolo vine blândeță. Oh. Nu, nu, nu există antrenament la capitolul blândeții. Există, există doar motivație, există doar un fond și anume comunici cu Dumnezeu permanent și nimeni nu te poate tulbura. 2. Fericirea izvărâtă din pământești este tot așa de schimbătoare ca și împrejurările care îi dau naștere. Dar pacea lui Isus este o pace continuă care dă noi. Ea nu depinde de niciuna dintre împrejurările vieții, nici de mulțimea bogățiilor, nici de numărul prietenilor. Hristos este izvorul de apă vie și fericirea primită de la El nu va pieri niciodată. Am studiat capitolul acesta din această carte și am descoperit că în blândețe se găsesc următoarele lucruri. Filipeni, capitolul 2. Domnul Isus Hristos s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Se găsește în blândețe. Blândețea face lucrul ăsta. Comuniunea cu Dumnezeu e capabilă să provoace o dezbrăcare de sine, renunțarea la eu. Doi, răbdare și amabilitate, ați zis. Omul care e răbdător și amabil, realizează condițiile blândeții. Smerenia. Niciodată un om mândru nu poate să fie blând. Textul din Matei 11 cu 29 spune Eu sunt blând și zmerit cu inima. Și de asemenea, blândețea Se vede în momentul în care ești pus la jug. Tot Matei 11 cu 29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmeric cu mine. E foarte greu să trăiești o viață întreagă fără jug. Și în momentul când apare încercări și apare jugul, neînvățat fiind, nedeprins fiind, să reacționezi. Cerește. Foarte greu. Oamenii în cultura noastră modernă nu mai acceptă jugul. Îl dau la o parte. Spune profetul: Ați rupt jugul. Asta este tendința modernă. Aș vrea să închei cu un caz. În număr 12 cu 3 ne este prezentat cel mai blând om de pe fața Pământului. Da? Moise era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața Pământului. Vreți să faceți o istorie a lui Moise? A fost Moise așa de la început? General. O, prinț, moștenitor. Era blând? Cuvântul lui era lege și poruncă pentru foarte mulți. E greu să fi blând. Cuvântul lui era viață și moarte. A ieșit afară la ei săi. Observați, avea gânduri de justețe socială. Avea gânduri de eliberare pentru poporul său. Îi plăcea gândul acesta de a face dreptate unui popor nedreptățit. Și a ieșit la ei să-i câștige pentru sine. Și în momentul în care a văzut o nedreptate, un egiptean bătându-l pe un evreu, în momentul acela, da. a rezolvat problema. Rapid! L-a ucis pe egiptean și l-a ascuns în nisip. Rețineți imaginea asta. Citesc capitolul 12. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci cum luase o femeie, o femeie, etiopiană. Maria și cu Aron se amestecă în familia lui Moise fără niciun pic de rezervă. Îi comentează soția, culoarea pielii, dacă a fost înțelept, dacă a făcut o greșeală, ajung la convingerea că a făcut o greșeală și dacă a făcut o greșeală în căsătorie, cum poate să fie proroc? Nu? Vorba fariseilor din jurul Domnului Isus Hristos, dacă ar fi proroc, ar ști cine e femeia aceasta cu trimitere la femeia care Maria Magdalena care a spălat picioarele Domnului. Așa și aici. Dacă ar fi proroc, ar ști, n-ar fi făcut greșeala asta să căsătorească cu o etiopiancă. Știți, nu există să, te, să nu te vorbească lumea de rău. Cam așa e peste tot. Dar nu este nimic mai dureros decât atunci când te vorbesc ai tăi. Casa ta, familia ta, atunci e teribil. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? auzit Moise vorbele astea? Le-a auzit. Interesant este că aici spune, nu Moise le-a auzit. Textul spune aici, Domnul le-a auzit. Le auzise și Moise. Dar de ce nu le auzit Spuneți-mi, vă rog, dacă Moise ar fi fost uh, persoana aceea uh, din Egipt, cu ocazia asta, ce ar fi fost? Poftiți? Și acum vreau să vă întreb. Când avem probleme de felul acesta, când alții ne vorbesc de rău, când alții ne bârfesc și știm... Suntem moise din Egipt sau suntem moise de aici, din numeri? Care moise suntem noi? Ne ducem și facem. Da? Rezolvăm problema, facem ordine în legătură cu cei ce ne-au vorbit sau așteptăm sau de Domnul? și eu nu aud. Vreau să vă spun, fraților, că marile probleme, marile dureri ale vieții noastre este că noi auzim ceea ce Domnul n-aude. Când în realitate ar trebui ca noi să n-auzim nimic până n-aude Domnul. În asta constă blândețea. Căci blândețea ține de comuniunea cu Dumnezeu. Nimic nu poate tulbura acea comuniune cu Dumnezeu. Secretul blândeții. Moise, el care auzea toate lucrurile înainte, de data aceasta n-a mai auzit. N-a mai auzit nimic. Și a auzit Domnul. Versetul 4. Deodată Domnul a zis lui Moise și lui Aron și Mariei, ia duceți-vă câtești trei înaintea mea, hai. Și cheamă Domnul pe cei trei. Și vorbește Domnul pentru Moise, și ea, Domnul apărarea lui Moise, și este extraordinar ceea ce face Dumnezeu pentru Moise. Vreau să vă întreb, haideți să învățăm ceva. Nu-i prea frumos să-ți iei apărarea Dumnezeu decât să-ți iei apărarea tu. Nu-i prea frumos să nu omori un egiptean, să-l ascunzi în nisip, ci să vină Dumnezeu. Să-ți facă El judecată și dreptate și să vorbească El și să spună, știi ce? Eu vorbesc cu moi se gură către gură. Nu din când în când. E adevărat că vă mă arăt din când în când. Mariei, sigur că da, și tu ești prorociță și cu tine vorbesc, dar cu moi se vorbesc... Gură către gură. El este un prototip al cuvântului pe care eu îl voi aduce odată cu venirea lui Mesia. Ce, ce frumos! Ce frumos vorbește Dumnezeu! Și în contextul ăsta apare afirmația aceea: era cel mai blând om. Mai blând decât orice om din fața de pe fața Pământului. Aș vrea să observați un lucru. După momentul în care Moise ucide pe egiptean, va trebui să fugă în Madian. Acolo va rămâne 40 de ani. Primul, primul moment este când Moise și-a dat seama de greșeala lui și a început să plângă. A plâns Moise? Ce părere aveți? E omenesc, e normal. Și Dumnezeu spune ferice de cei ce plâng. Nu e nicio problemă. Și a plâns. Apoi, după ce a făcut lucrul acesta, concomitent probabil că Moise a fost acela care a simțit nevoia de Duhul Sfânt și de Dumnezeu și și-a pus problema dacă Dumnezeu mai poate să facă ceva prin el. Și tot acolo a fost și ferice de cei săraci în Duh nevoia de Dumnezeu, plânsul pocăinței, arată etapele prin care au trecut Moise. Moise a fost un om care a avut nevoie de Dumnezeu, care s-a pocăit și în final, datorită pocăinței sale, Moise ajunge să fie cel mai blând om de pe fața pământului. Vă rog să observați cum crește Moise. Niciunul dintre noi nu va ajunge la blândețe dacă mai înainte nu am fost săraci după Duhul Sfânt, dacă n-am strigat după Duhul Sfânt, dacă n-am înțeles că nimic în viața noastră nu se poate schimba fără această minune a Duhului Sfânt în viața noastră. Restul totul e o teorie. Foarte bună, interesantă. Dar avem nevoie de Duhul Sfânt. Săraci în Duh. Mi-l imaginez pe Moise ducând turma în stânga, în dreapta, au zis până la muntele lui Dumnezeu, căutând, încercând să înțeleagă totul, uitându-se în stânga, în dreapta, în rugul aprins, întrebându-se să înțeleagă despre ce este vorba până când Dumnezeu i-a vorbit. Și când a vorbit Dumnezeu, l-a săturat Dumnezeu ca de pâine. Îmi imaginez cum a plâns, nopțile acelea de lacrimi, de pocăință, de schimbare, 40 de ani pentru ca să schimbe mintea, să schimbe felul de a gândi dintr-un om mândru și egoist, să ajungă la un om care se pune la dispoziția lui Dumnezeu, să zică, Doamne, cum vrei Tu? Așa se naște blândețea. În încheiere vreau să vă întreb cât mai avem pe drumul acesta al pocăinței până când vom întâlni blândețea lui Dumnezeu. Cât mai avem de parcurs până când vor cunoaște toți oamenii blândețea Bisericii lui Iisus Hristos? Când vom, până când, sau cât vom mai avea, până vom recupera această virtute pierdută, neștiută, neexersată și neexercitată între noi, cât mai avem? Cât va mai fi până când vom fi binecuvântați și fericiți, datorită faptului că... Să ne rugăm. Patru rânduri. Aș vrea să ne rămână în minte. Și apoi să ne rugăm pentru el. E mult mai bine pentru noi să suferim sub o învinuire falsă decât să ne împovărăm cu chinul răzbunării. Chinul răzbunării. smerenia inimii, blândețea aceea care este rodul rămânării în Hristos, este adevărata taină a binecuvântării. Haideți să ne rugăm. Tatăl nostru, venim înaintea ta, Doamne, din celălalt capăt al blândeții de unde nu-i blândețe, Doamne. Drumul e lung, e împotriva felului nostru de a fi. Mergem, Doamne, în răspăr, împotriva noastră. De aceea te rugăm, dă-ne putere să ne învingem felul de a fi. Ajută-ne, Doamne, să te vedem blând, smerit cu inima, frumos, să ne placă și să fim și noi la fel. Doamne, numai prin Duhul Sfânt am putea iubi o astfel de viață care este împotriva naturii noastre. Din cauza asta, vino la noi. Călăuzește-ne prin Duhul tău cel Sfânt. Schimbă-ne, părinte, firea fă ne blânzi, smeriți, răbdători, să ne dezbrăcăm, fă ne capabili să ne dezbrăcăm de noi înșine, să ne îmbrăcăm cu haina și caracterul Domnului Isus. Și fă, Doamne, ca toată lumea să cunoască blândețea bisericii tale. Blândețea mea, blândețea fraților și surorilor mele pentru ca să fim fericiți și binecuvântați în împărăția ta. Amin.